Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal la microfon Cristian Ivaneș. Țineți minte că povesteam cu ceva vreme în urmă despre o înțelegere la care UE ajunsese cu Tunisia apropo de migrație peste Mediterana, care migranți pleacă din Tunisia, nu numai din Tunisia, dar asta e cazul nostru în speță, și ajung în insula italiană Lampedusa. Și atunci vă spuneam că se ajunsese cândva la începutul verii la un acord între Tunisia și Uniunea Europeană și UE ar fi trebuit să livreze niște bani Tunisiei pentru a întări autoritățile tunisiene, garda de coastă, etc., etc., bani în schimbul opririi migranților, ce să mai discutăm. Cam asta era ideea, adică acei oameni să nici nu plece măcar spre Lampedusa. Și acolo e o problemă imensă, să știți, în Africa, despre care se vorbește foarte puțin aici la noi în Europa. Vă spuneam că există în presa, nu doar africană, ci și eu citisem în Saudi Aramco World, o revistă de cultură islamică, ce apare în Statele Unite, niște investigații de presă extraordinare, ce rețele formidabile de trafic de ființe umane există în Africa și care adună acești oameni din Africa Centrală în special și îi aduc spre nord cu sume pentru ei incomensurabile. Deci oamenii aia trebuie să-și vândă casă sau mașină mai bună pentru a putea să plătească acești traficanți și să-și asigure un loc în barcă. În barca aceea gonflabilă, mare, cu pericole fantastice pentru a fi transportați spre Occident, spre Vest. Lampedusa e parte din Italia, e Schengen. Apropo de Schengen, e Vest, e Occident. Și Italia nu poate să facă mai nimic pentru a opri ambarcațiunile astea și a le întoarce. Asta ar fi trebuit să fie jobul tunisienilor, a le întoarce cumva din drum. Și apropo de chestia asta, aflăm că Tunisia nu a primit încă nici măcar un cent din partea Uniunii Europene pentru a opri migranții să vină în Europa. Înțelegerea s-a făcut, țineți minte că s-a dus și domnul Rutte, s-a dus și doamna Meloni, au fost acolo și autoritățile tunisiene, nu s-a livrat nici un ban. Negociatorul șef al acordului acesta, care a fost controversat la vremea respectivă, dintre Bruxelles și Tunis, le-a spus parlamentarilor de la Strasbourg joi că e prea devreme pentru a vedea o scădere a trecerilor cu bărcile acestea către Europa. Directorul general al Departamentului de Vecinătate, domnul Kopman, adăugând că negocierile pentru deblocarea finanțării abia au început. Nimeni nu a înțeles de ce finanțarea este blocată, de ce lucrurile nu au continuat să curgă în mod firesc de la acel acord la începutul verii. Comisia Europeană a salutat respectivul acord în iulie ca un model, vă spuneam și atunci, pentru a reduce migrația din Africa de Nord, lăsând ușa deschisă și altor țări cu care Uniunea Europeană să facă acorduri similare, respectiv Egiptul și Marocul. Acordul respectiv oferea milioane de euro guvernului autoritar al Tunisiei în schimbul ajutorului ca aceste embarcațiuni care transportă migranți să rămână acolo și să nu iasă din apele teritoriale ale Tunisiei. Problema este că sosirile în Europa au crescut de 5 ori față de ultimele 12 luni și pentru moment banii de la Bruxelles sunt înghețați și domnul Kopman spunea că încearcă să deblocheze toată situația, tot acordul și finanțarea să meargă și operațiunea în Tunisia să înceapă. E absolut neclar de ce acest acord nu a intrat în derulare. Pentru că pactul respectiv între Tunisia și Uniunea Europeană prevedea 105 milioane de euro pentru sprijinirea acestor operațiuni ale Tunisiei de control la frontieră și o sumă suplimentară de încă 150 de milioane de euro pentru a susține bugetul țării pe fondul unei inflații absolut incredibile și a unei situații economice catastrofale.
Vă spuneam că în Africa, nu doar în Africa Centrală, dar și în Africa de Nord, e o situație economică infernală, unul la mână. Doi la mână, este o presiune demografică enormă, pentru că majoritatea populației, sau un procentaj foarte, foarte mare, e format procentajul ăsta din tineri. Tinerii ăia n-au nicio șansă acolo, nu găsesc de lucru, dacă găsesc, sunt sume care nu le permit nici măcar supraviețuirea. Și atunci, oamenii ăștia efectiv nu au ce face, n-au alegere decât de a plăti ultimii bani economisiți, uneori împrumutați de la rude, de la prieteni, urmând să îi retrimită de acolo din Occident odată ce ajung și îi dau traficanților, îi pun pe barcă și îi duc. Cam asta este. După semnarea acordului s-a văzut o creștere cu 69% a trecerii migranților din Tunisia către Europa, dar asta fiindcă tunisienii n-au făcut nimic. De ce? Pentru că n-au primit încă nici un ban. Și atunci aici e un fel de troc. Ne dați bani, ne sprijiniți, vă sprijinim în a nu-i lăsa pe acei oameni să ajungă spre voi. Și negociatorul de atunci le-a spus parlamentarilor că finanțarea UE primită pentru Tunisia ar trebui să consolideze capacitatea pazei de coastă tunisiene în a-i împiedica pe migranți să vină spre Europa. Și cei care vin spre Africa de Nord din alte țări cu intenția de a călători pe bărcile astea spre Europa din Tunisia, oameni din Guinea, Coasta de Fildeș, Egipt, Bangladesh chiar și Pakistan, este o rută. Sunt niște chestii de care noi abar n-avem aici, în Occident, putem să spunem, cum ajung de pe partea aia, alta aproape a pământului, oameni în Tunisia, pentru că de acolo există filieră care să-i ducă în Europa. Una din critici care s-a adus acestui acord, joi în Parlamentul European, este că Tunisia e o țară cu probleme apropo de drepturile omului, de regimul democratic sau nedemocratic care există acolo, e un lider autoritar, e o nedemocrație, ca să folosim o expresie eufemistică. Și negociatorul acestui acord din partea UE a spus, nu e treaba noastră să judecăm acest guvern. Sigur, veți spune o ipocrizie occidentală, n-aveți decât să faceți ce vreți acasă, o să primiți și banii de la noi, opriți pe ăștia să nu vină către noi. Este o ipocrizie categoric, însă eu vă spuneam opinia mea și data trecută, apropo de temă, și anume problemele Africii și ale Asiei nu se rezolvă strămutând populația Africii și a Asiei în Occident. Adică asta este o chestiune pe care cred că o înțelege orice elev de clasa a 8-a. Problemele Africii și ale Asiei se rezolvă în Africa și în Asia. Și vă mai spuneam că este datoria morală a Occidentului, chiar și prin simplul fapt că este bogat și poate să o facă altcineva, nu poate tehnic să o facă, să livreze niște bani astfel încât tinerii de acolo să găsească un sens în a rămâne acasă. Să fie încurajați să devină antreprenori, să fie încurajați să învețe o meserie, să. Astfel încât să nu mai fie tentant și interesant să te pui pe o barcă din asta gonflabilă cu două motoare enorme în spate și niște traficanți veroși să te ducă în Europa cu asumându-ți pericole foarte mari și cheltuind niște bani pe care cel mai adesea nu-i ai și trebuie să-i împrumuți sau să-ți vinzi ceva. Asta cred că ar trebui să fie una din sarcinile lumii civilizate și bogate. Statele Unite, Uniunea Europeană, Australia, Japonia, țările care pot să facă chestia asta pentru că e o anomalie a lumii noastre. Gândiți-vă că există un cerc foarte restrâns de traficanți africani și asiatici și nu numai, care fac niște sume incomensurabile, de nu ne putem imagina, pe seama acestor oameni care pleacă de acolo nu de bine ce le este, ci fiindcă își dau seama că n-au absolut niciun fel de șansă. Efectiv, n-au ce face. În Africa și în Asia e o problemă nu doar de sărăcie, ci și de număr.
sunt prea mulți oameni, prea tineri, cu prea puține șanse. Ăsta este cocktailul ideal, amestecul ideal pentru migrație. S-a întâmplat de când lumea și pământul, nu e o problemă, dar acum nu mai este de propus așa ceva să vină spre un Occident sufocat cantități absolut sufocante, să mă repet, de oameni. Acei oameni trebuie ajutați și trebuie ajutați acasă la ei, unde cred că ar și dori de adminter să aibă șanse în plus. Mai este o problemă a migrației care se atacă foarte puțin și despre care se discută mai deloc, și anume migrația din motive climatice. Aici e o problemă la care nu cred că există deocamdată soluție. Există locuri pe lume, inclusiv în Asia, inclusiv în Africa, cu certitudine, Asia știu sigur, unde în ultimii ani temperatura a crescut atât de mult încât face viața imposibilă sau aproape imposibilă. Nu mai poți practica așa cum se practica agricultura, nu mai poți crește animalele cum o făceai înainte, nu mai poți dezvolta niște activități care se dezvoltau înainte acolo. Și atunci oamenii ăia își iau lumea în cap și pleacă altundeva din motivele astea. Asta este complicat și aici nu există soluții imediate. Pentru că degeaba dai bani cuiva ca să țină oameni acolo. Că ăia la un moment dat cumva vor pleca fiindcă nu mai pot supraviețui. E o problemă complicată, e o problemă sensibilă și care trebuie tratată ca atare. Deocamdată eu nu văd altă soluție decât implicarea lumii civilizate în acordarea de șanse a celor tineri, că sunt tineri mai toți, în acordarea de șanse a celor tineri să facă ceva cu sens și rațional acasă la ei. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și recomandați și altora, așa cum vă mulțumesc că faceți subscribe pe Facebook, pagina oficială Cristian Ivaneș Oficial. Unul la mână, vă mulțumesc că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare și doi, mulțumiri multe pentru faptul că vă gândiți să sprijiniți rămânerea acestor emisiuni, acestui canal, aici în online, prin Patreon, PayPal și Revolut. Informația aici și în textul de sub imagine. Imaginați-vă doar că practic cumpărați un ziar de la chioșc. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai de bine!